Compania americană Kroll a finalizat investigațiile cu privire la tranzacțiile de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Rezultatele nu au fost însă deocamdată publicate. Președintele Parlamentului, Andrei Candu, a dat asigurări că persoanele care au comis ilegalități nu vor scăpa de pedapsă. Urmează a doua etapă de investigație. Este o echipă de investigație a fraudelor bancare specializate. Eu personal am văzut cum arată astfel de rapoarte și care este finalitatea unor astfel de rapoarte și vă pot spune cu siguranță că cine a furat și ce a furat, o să se știe cu siguranță și nimeni nu o să scape de aplicarea legii. O să fie un an, doi ani, trei ani, indiferent de nume, indiferent de poziție, dar cu siguranță toți o să plătească. A mai declarat Candu, precizăm, compania Croll a început investigațiile în luna februarie. Aceasta urmează să stabilească condițiile în care au fost efectuate tranzacțiile și modalitatea de restituire a banilor.